Muzeul de artă este gazda unei expoziții inedite. Târgoviștenii și nu numai au ocazia să vadă ce uniforme purtau bărbații când plecau la război în secolul al XIX-lea și de asemenea pot vedea o poză cu singura regină a României care a purtat uniforma militară. O să vedeți pe singura regină a României care a purtat uniforma militară, Regina Maria. Era colonel onorific de roșiori. Puteți să vedeți și o ambulanță de mai demult, de fapt, o trăsură, o căruță, cum erau duși răniții în război. O să puteți vedea și o poză mai puțin cunoscută a lui Cuza. De fapt, nu-l veți recunoaște față de poza oficială pe care am văzut-o toate generațiile în manualele de istorie, veți vedea un tânăr mai puțin șlepuit, culmea, decât domnitorul de mai târziu. Uniforma militară care a atras atenția atât la acea vreme cât și acum este cea a dorobanților, care trebuiau să poarte uniforme simple, inspirate din costumul țărănesc și confecționate pe cont propriu. Dorobanții care făceau deliciul presei occidentale în acea vreme. Erau țărani, de fapt, cu puști, dar le plăceau foarte mult occidentalilor acest costum. Aici cred că o să-i vedeți cel mai bine. Bușmă, opinci la război. Pentru era ceva inedit. Expoziția arată atât latura sobră a bărbaților din secolul al XIX-lea, când plecau la război, dar și latura lor umană. Lumea se fotografia cu soția, cu cățelul, astfel încât militarii ne dau și o latură umană, o latură personală a lor. Erau singurele amintiri care probabil mai rămâneau, pentru că foarte mulți dintre ei își pierdeau viața în lupte, astfel încât aceste imagini, păstrate de altfel la Muzeul Militar Național din București, sunt probabil ultima mire de viață, o frumusețe cu care se împăna casa, cu care rămânea în agenda familiei și al noastră a tuturor, ca să vedem cum se purtau războaiele altădată. Expoziția poate fi vizitată până pe data de 7 iunie, iar dâmbovițenii pot vedea și câteva arme care aparțin secolului al XIX-lea. Am etalat și obiecte care se regăsesc în colecțiile Complexului Național Muzealul Curtea Domnească și Muzeul Poliției Române. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Dâmbovița și Complexul Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște, în parteneriat cu Casa de Cultură a Municipiului Cluj, Asociația Clujului de altă dată, Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca.